Banca Transilvania a disputat 8 meciuri de verificare, dintre care a câștigat doar 3. În schimb, CSM Oradea a avut parte de 7 amicale și a pierdut doar unul. Cele două formații se vor lupta în arena Antonio Alexa pentru Supercupa României. Sincer, acum, când e pus un trofeu în joc, când e greu, când sunt meciurile oficiale cu adevărat care contează, se vede adevăratul caracter al jucătorilor și al unei echipe, nu în meciurile amicale. Asemenea, clujenilor și orădenii au efectuat modificări de lot. De departe, repatrierea lui Titus Nicoară reprezintă principala mutare a campioanei, care i-a mai adus pe Sean Denison, Muhamed Pașalic sau Branko Mirković. Eu am o încredere foarte mare după ce au reușit să câștige titlul anul trecut, însă scopul nostru este să-i batem și noi avem un lot puternic. Eu am mare încredere în băieți și am mare încredere că putem câștiga acest meci. Înaintea deplasării pe malul Crișului, clujenii au anunțat și numele ultimului transfer, pivotul George Tot. Flierul de start al Supercupei se va da joi la ora 18. După meci, băieții lui Mihai Silvășan vor rămâne la Oradea până duminică, apoi se vor deplasa la Timișoara pentru prima etapă din campionat.